Stilist, probabil cel mai cunoscut top de blogger din România. Primele poziții sunt ocupate de jurnaliști. Zoso, care practic e cel mai vechi blogger din România, la orice cel mai puternic. Sau muzicieni și alte, și alte categorii. Nu poți fi nici Zoso oricât ați încerca. Deci oricât ați încerca, nu puteți fi Zoso. Nu puteți fi nici Mircea Badea, Tudor Chirilă, sau nici măcar o campanie de responsabilizare față de mediu. Asta trebuie să fie foarte clar. Un al doilea motiv pentru care a trebuit să porniți probabil un blog de nișă, având în vedere că probabil mulți dintre voi aveți, sau ar trebui să aveți înainte să porniți, ar trebui să aveți un background pe domeniul vostru, este WordPress. Deoarece, după cum scrie jos cu verde, foarte vizibil, nu? Da. Am o prezentare foarte faină. Grafic este... Spune că necesită minime cunoștințe de online pentru întreținere. De ce spun chestia asta? Pentru că n-ai nevoie de 2, 3, 4 programatori care să-ți rezolve de task. Sunt deja mii care fac asta pentru voi și se numesc plugin-uri. N-ai nevoie de 2, 3 designeri care să-ți rezolve mai știu ce super aranjare în pagină, pentru că sunt deja mii care o fac deja. Iar în plus avem și temele WordPress ăsta, Magazine Style, care îți rezolvă practic și te apropie, cu rămâne din probleme de publishing și te apropie foarte mult de publisherii mari. Aranjarea în pagină, scoaterea în evidență anumitor categorii, scoaterea în evidență anumitor posturi care vrei să pui în evidență. Îți oferă de asemenea o grămadă de lucruri care te ajută chiar dacă ai un daily job, să ai un blog foarte dinamic. Iar Refresh, mă rog, de exemplu, dacă tot e vorba să mă laud, îl folosește aceste facilități care le oferă WordPress-ul. De aceea o să vedeți posturi care apar peste zi, o studiu de seară. Ai impresia, cel puțin prima impresia vizatorului este că domne, acolo se întâmplă, totul este în mișcare, totul se publică acum. Dar nu este așa. Este o falsă impresie. Dar puteți să folosiți pentru voi toate chestiile acestea. Al treilea motiv e că probabil începem acum chestiile mult mai serioase. Dar atât bani ar trebui demografice, ca să concurăm cu alte segmente din piață, trebuie demografice. Cum nu le avem, un blog de nișă poate sugera cel puțin audiența unui blog. Și cred că cea mai mare problemă a blogurilor din România e că se raportează la bloguri, cred că este greșit. Poți concura cu restul publisher. În momentul când ești blogger, ești publisher. Când ești publisher și Bravo sau revista Bravo are un site și este un publisher. Deci, nimeni nu te oferi să concurezi cu ei, pe nici asta. Sau protecțiuni din aceste site-uri mari. Călin Fostu spunea... Călin Fostu spunea acum o lună de zile că încă ne jucăm în teren. Pentru că noi n-avem, de exemplu, în afară de un cancan, care este Zoto, noi n-avem un site bun de finanțe sau un blog bun de auto, de finanțe, etc. Și ne vom juca în continuare, pentru că nu vom putea. Păi eu știi tu. Dacă el n-a atins un mainstream, măcar în propoziție, înseamnă că probabil... Cum se numește? Cripto.ro. Mai am un blog care poate să fie de finanțe, pe bune, o să vezi mai într-o prezentare. Exact, cum te explic, cum rog. Ce-a putut să facă Pătrân? Asta a reușit să facă Refresh.ro. Mi-a fost frică să urmăresc statisticile secțiunilor în media din principalele site-uri de business din România de la început. Dacă o făceam, probabil știam că mă îndesc în textul pe care acea bună. Dar am făcut-o după 6 luni. După cum puteți vedea, Refresh.ro strânge tot unicii ca raport, ca număr, de pe toate secțiunile site de media ale mari pe toate divizii în România. Ceea ce pentru mine oricum e o motivație în plus și care mă ajută ce puțin